Deportările au fost crime împotriva umanității și aceste crime împotriva umanității din anii 40 au fost continuate, dar sub o altă formă, mult mai voalată, în anii 50-60. Și vă spun cum. În anii 50-60 au început să fie operate dosare prin care anumiți reprezentanți ai personalităților sau reprezentanții în special ai pasărăpenilor care se opuneau regimului erau condamnați a fi oameni psihic bolnavi. Astfel, victimele psihiatriei politice, așa cum o numim noi istoricii, în anii 50-60 se creștea numărul acesta artificial, pentru că persoana dacă se exprima în public critic la vis-a-vis de regim sau critica pe Hrușov, critica politica statului față de biserică, față de promovarea elementului sovietic în defavoarea celui autohton național, imediat era declarat psihologic nesănătos și era întemnițat în spitalul de boli psihice. Astfel că prin psihologie și prin psihiatrie se impunea micșorarea rezistenței față de regimul sovietic. Victimele psihiatriei politice este un alt subiect, la fel de interesant și puțin cunoscut. Noi am încercat, când zic noi, mă refer la un grup de istorici, să elucidăm și acest subiect. Este mult de lucru și la acest capitol, dar vreau să vă spun că și atunci când era foarte greu să te opui regimului, totuși au existat personalități care l-au sfidat. Datorită acestor personalități, noi astăzi putem să constatăm că aceste deportări și alte măsuri de reprimare națională nu și-au atins până la urmă scopul. Datorită acestor piloni de rezistență națională, astăzi putem să vorbim în română și putem să contribuim la cunoașterea adevărului istoric. Localitatea noastră Mirieni a avut sute de familii, de oameni gospodari deportați și avem până și în ziua de azi dureri în suflet, că am pierdut foarte mulți consătenți și știm foarte bine prin ce chinuri și prin ce greutăți au trecut. Este o idee foarte bună acest marș, acest circuit care este pentru prima dată, adică în premieră, inaugurată. Deci eu cred că este un lucru foarte bun pentru a scoate în evidență patrimoniul, monumentele culturale. Să-mi tragă nimic ce-am tras noi. Da, ce-am din ce sferit. Motiv? Din ce motiv? Politic sau? Motivul a fost că tăticul a fost primar din vremea Românului, vreo 2 ani de zile acolo. Și pe motivul ăsta ne-au luat și pe noi în 49. Și când ați ajuns și acolo, ce ați? Când am ajuns acolo, ne-au dat pilci, săcuri și pălăci. Și am stat până când omătul era așa ea, în foaie de cort. Să nu tragă nimeni, nici pui jal de șerpi, cum se spune. Câți ani ați stat acolo? Aproape 8. Ce se întâmplă dacă cineva încerca să se împotrivească deportările? Prima dată ne... În fiecare seară trebuie să ne ducem la comendatură, să dăm scălătură, să suntem. Pe urmă am încercat cineva ca să fugă, dar i-a prins și nu mai devenit oameni. Făceați școală aici, bănuiesc, învățați? Aici, dată. Da, acolo... Acolo ați făcut acolo carte, nu? Acolo n-am făcut nimic. N-am făcut nimic, la 12 ani început să lucrăm. Care nu lucra, nu mânca. Dar ce lucrați, ce faceți? Tăiem pilcă. La pădure? A fost patru fișori și
Și eu pâine și vedeau pâine de săcară, de coapte. Vrei mănânc într-o ceas, vrei mănânc o jumătate de ceas, vrei mănânc o sutcă, altă nu-ți legă. Așa avea, așa avea să-l dus noi, undeva vreo 2 ani jumătate, până a murit Stalin. A murit Stalin, s-o mai zis. Dar nu mă grem de asta, dar astea lucruri nu se grăbesc. Mai complicate, că n-aveau și mâncare, n-aveau unde se duce. Te păzeau peste locul, n-aveau drept, n-ai drept să duci în casa asta, că te urmăreau. Nu aveau drept să mă duc alt sat, n-aveau alt să mă duc nicăieri. Mă înțeles? Te urmăreau peste locul. Te urmăreau, dar nu i-ar plăcut după asta. Dar dumneavoastră unde ați fost deportat și câți ani aveți? 11. Și împreună cu cine? Părinții. Datorită cui ați ajuns în listele deportaților? Știm noi tot. Dădeam nu-s nimeni. Te lubim și nu are sens să-l pomenesc. Că așa om mai puțin să-l pomenesc. Mă scuze de expresie, dar așa mai puțin să-l pomenesc pe omul ăla, că el nu merită slabă. Și... Dar e cineva din localitate, cineva care vă cunoștea? Da cum? Da cum? Am lucrat cu dânsul în colectiv. Și cu dânsa și cu dânsa. Satul Merenele este unul din cele mai mari sate din raion. Și în perioada anilor 40-50, la fel a fost unul din cele mai mari sate. Sat de Rezeș, sat care e de bun gospodari, gospodari care aveau terenuri agricole, aveau suprafețe nu mari, formau un neam. Au suferit, în urma acestor două valuri de represie, 113 familii, 118 familii, îmi cer scuză, și peste 240 de membri a familiilor, care au fost, iată, deportați în aceste două valuri. Din păcate, data de 5-6 iulie 1947, nu a fost începutul deportării, nu a fost începutul instaurării sistemului represiv în Moldova. Istoria s-a început încă la 28 iunie 1940, când în urma pactului Molotov-Ribbentrop, cunoașteți foarte bine, Europa a fost împărțită între două mari dictaturi, Germania nazistă și Uniunea Sovietică bolșevică sau comunistă. Și, din păcate, noi am nimerit în aceste împrejurări că am devenit victima acestui tratat și la 28 iulie 1940 au intrat trupele sovietice în Basarabia și s-a început practic atunci, s-a început tragedia poporului nostru, fiindcă a două zi au venit comisarii care au început să, practic, să măture tot ce este mai bun, elita intelectuală din Basarabia. De ce? Dar mai mire sau nu mai mire, în naivitatea noastră, care este caracteristică poporului nostru, credeam că vizita vicepreministrului Federației Ruse, Dmitrie Rogozin, care, între altele, are studii umanist, este totuși un filozof, are studii în domeniul istoric, credeam că el vine ca special pe data de 5-6 iulie, ca să-și are scuze de la poporul pentru ceea ce a făcut puterea sovietică pe pământul nostru. Dar vedem că a câte ori noi ne-am greșit și în loc de scuze am primit niște, eu știu, bătjocuri, niște cuvinte așa. Scopul proiectului este de a crea un complex muzeal în aer liber, în memoria victimelor represiunilor politice. Nu este un muzeu al satului, deci este un muzeu destinat tuturor celor care au avut de suferit în perioada ocupației sovietice,
Deci așa și după cum spune și legea 1225 din perioada 1917-1989. Deci muzeul este organizat și va fi organizat pe terenul de 3 hectare, care a fost transmis în concesiune pe o durată de 19 ani dezvoltatorului partenerului privat. La moment avem în construcție deja două module, deci în total vor fi create peste 11 module. Aveți în față deci casa țărănească, nu este finalizată, deoarece urmează să fie amenajată și gospodăria. Ce reprezintă aceste module? Modulele reprezintă practic muzeu în muzeu, fiecare modul este o reprezentare atât din punct de vedere muzeal, deci sub formă unor construcții, panouri informative a fiecărei etape de deportare. Deci acum ne aflăm la prima etapă, deci cum locuiau persoanele înainte de a fi supuse represiunilor. Practic avem o casă construită în stilul deci, cum se construiau în perioada interbelică. Este foarte important ca un astfel de obiectiv să ia ființă. Este cam târziu din punctul meu de vedere. Același lucru se întâmplă și pe dreapta Prutului, dar este binevenit, bine gândit. Cred că va fi un obiectiv de importanță internațională, de ce nu? Și l-aș vrea terminat înainte ca ultimul dintre noi să părăsească această lume. Pe atunci, chiar dacă n-ai reușit să împiedici instaurarea comunismului, colectivizarea agriculturii, naționalizarea bunurilor, n-ai reușit treaba asta. Dar a existat o certitudine, aceea că atunci când a fost vorba de salvarea demnității acestui neam, nouă, nici chiar jertfa supremă nu ni se părea prea mult. Astăzi, cele trei noțiuni de neam, patrie și tricolor nu mai înseamnă mai nimic. Mă uimește ușurința cu care dumneavoastră, cei tineri, părăsiți această țară, care e adevărat. Și pe stânga și pe dreapta se întâmplă lucrurile cam la fel. Atâta timp cât țara nu-ți oferă, dacă nu perspective imediate, nici măcar de nivel mediu, este greu să-ți lămurești tinerii să rămână și să lupte aici, de această dată, prin mijloace, desigur, democratice. Și nu ca în urmă cu 60-70 de ani, când România s-a pus mâna pe arme și prea puține lucruri se cunosc că în România trecuseră 14 ani de la terminarea războiului și încă mai rezistau partizani cu arma în mână în munții Patriei. Până să vorbim de o reunificare teritorială, dacă va fi vreodată, e foarte important să avem o memorie reunificată. Noi încă trăim în memorii distincte, ceea ce este foarte grav. Plus că noi am avea în istoriografia din țara mamă, am avea multe de învățat din modul în care, inclusiv astăzi, o anumită ideologie care este antifascistă, dar nu și anticomunistă, lucrează bine mersi și îndoctrinează mai departe și otrăvește mințile și conștiințele celor de astăzi, iată, la 30 de ani de la căderea comunismului politic. Lucrez cu două deportați, cu familia gazdă. Și am gândit că această istorie este foarte interesant și foarte important să discut astăzi. Pentru mine, pentru alți oameni, pentru Moldova și internațional. Cu acest proiect, noi încercăm să arătăm viața acum, viața zilnic, și memoria deportaților, fotografia arhiv, și noi facem video, noi facem interviu pentru informații și mai târziu noi o să avem un video care este susținere pentru expoziții.
pentru că noi suntem interesanți în viața înainte deportați, în timpul deportați și după deportați. Și cum este important pentru noi să gândim sau să ținem minte despre această povestire astăzi, like, acum. Like, și pentru mine, când am fost în SUA, în America, eu nu am știut despre această istorie deloc. Îmi pare rău. Deloc. Și eu cred că de fapt că eu nu am știut despre această istorie este foarte rău. Și eu vreau să schimb pentru alți americani și alți europeani. Pentru că noi trebuie să ținem minte că asta s-a întâmplat. E posibil ca Guvernul României și Societatea Istoricilor și tuturor celor care sunt cointeresați de a face un dosar pentru a-l depune la Haga. Pentru Haga nu are competențe în materie. Nu? Am în vedere cine? Cine ar putea? Nu, trebuie creată o instituție nouă care să fie dedicată strict crimelor comunismului. Da, fiindcă și acolo să fie inclusă și tragedia Basarabiei. Evident, da, dar și numai Basarabiei. Gândiți-vă că deportările acestea au vizat mai multe popoare. Da. Și polonezi, și țări baltice, și Ucraina, Volmodorul. Rusia trebuie să plătească măcar moral, dacă știm că material niciodată nu. Bun, dar moral, dar adevăr, să fie condamnat, așa. Rusia nu va fi un actor politic credibil vreodată pe scena internațională dacă nu și-a asumă trecutul criminal. Asta e clar.